Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Start Alert. Meșteșugari din diferite colțuri ale țării pot fi întâlniți la Ploiești. Se întâmplă în cadrul unui târg desfășurat în fața Palatului Culturii. Vizitatorii pot admira și cumpăra obiecte rezultate din olării, țesut, pielărit, opincărie, sculptură sau rotărit. La eveniment participă inclusiv un meșter popular ce a primit recent titulatura de tezaur uman viu. Vedem toate aceste detalii chiar acum. Începe Pontul Zilei. Cu ce scop organizați acest târg? Îl organizăm în scopul promovării culturii tradiționale. Îl promovăm pentru ca tinerii să afle întotdeauna de rădăcinile noastre, de identitatea noastră națională, de aceste meșteșuguri pe care acești oameni încă le mai păstrează. Ei lucrează manual fiecare obiect. Este o muncă uneori titanică, dacă ne gândim că pentru oie se lucrează 2-3 luni de zile. La fel, avem... Ce avem la ediția de anul acesta, la ce meșteri avem? La ediția din acest an avem olari, avem doamne care brodează manual, avem rudari, cioplitori în lemn, avem un opincar care parcă este desprins dintr-o poveste. Avem la fel lucrători în piele, pielari. Avem două tezaure umane vii în persoana domnului Constantin Ciubotărița, cel care ne încântă la fluier, căruia anul acesta i-a decernat premiul Ministerul Culturii. Și mai avem un tezaur uman viu din Cojocna, Cluj. Eu la târg umplu din 1994 în fiecare an în orașele mari. Și azi la Ploiești ce ați adus? La Ploiești am adus costume naționale de bebeluși, de ii și că mă zbărbătești mai puțini că ale mi s-au gătat, dar avem tot felul de lucruri tradiționale românești făcute de mine și astea sunt făcute de fiică mea. Și că... Cât timp lucrați? Eu lucrez de când îs. Era mică și mama era croitoreasă, sigur aveam acul la îndemână și lucram. Dragostea am prins-o de tânără ca să-mi fac lucruri pentru a-mi frumuseța casa. Meșteri popular, am lucrat în comerț, am lucrat la băile cu joc, la caseriță. N-am avut timp să lucru așa mult. După ce am și la pensie m-am descoperit ca meșter. La popular eram la târg la Oradea sau nu știu unde și m-au găsit acolo reporterii care vin de a filma târgul și atunci m-au descoperit. Și acum lucrați și la vârsta asta? Într-una, tot așa cum lucrez. Vă pot arăta lucruri de mână. Am puțini. 92. Mulți înainte. Da, să știți, sunt mândră că pot face lucrurile care le fac și mă mândresc cu ele pentru că îs lucrate de mine. Nu mă duc cu ce lucrează nimeni. Numai singur, eu cu fiica mea lucram, acum din păcate nu mai am și că mă resemnez. Cam cât timp vă ia să faceți o ie sau... Să știți că eu am un program de lucru, când pornesc modelul, mi-l orientez cum să mă duc, eu nu întorc lucru mână, pânza. Mă duc tot înainte, pun sub piciorul drept și stă ca la gherghef, lucrez. Nu pot altfel lucra, să lucrez pe mână, nu, știți, nu-mi place. Mă duc foarte repede, mă duc cu jumătate încolo, jumătate înapoi și după am formez pe unde să mă duc, să viu să mă duc cu tot modelul. Aveți pe cine să învățați să lucreze? Am avut, dar din păcate am pierdut acum, din 2 ani. Dar alți tineri? Nu, pe la târguri, pe unde am le-am arătat cum lucrez eu. Și sunt tineri interesați să învețe, să facă? Nu prea. La Cojocna noi am avut un ansamblu foarte frumos, foarte, foarte vechi, de câteva 200 de ani, de când se joacă o mărs în continuare, Țarina Ardelean, Arota și Învârtita, unde am fost foarte apreciați la Cântarea României în 1994, am lucrat întâi pe țară cu el și mai înapoi, după ce am ieșit la pensie, am instruit copiii de la școală.
ocupat și de patru. M-am ocupat de ansamblu și după am zis că să rămân cu ansamblu ca să poată să meargă mai departe. Am zis că nu las tradiția meșterul popular, pentru că eu cu asta duc mai departe tradiția zonei noastre sau mai facem și din alte zone. Îmi pare rău că nu se mai îmbracă oamenii în straile populare? Nu, că mă face plăcere să mă uit în haine. La noi preotul pretinde la toate marile sărbători cine are costum național să meargă în costum național. Și cu mândrie, da, eu cu mândrie mă îmbrac totdeauna. Mă numesc Iulia Goran, sunt meșter popular, vin din județul Prahova, Breaza. Și prezint Ieia de Breaza. Este renumită în toată lumea. Am prezentat și la Festivalul Folkloric Smithsonian Washington și broderia și artă culinară, Germania, Italia, Iordania, Bruxelles, Viena, Cehia, China. Am dus ea în toată lumea. Am dus broderia în toată lumea și am vrut să arătăm că nu se pierde broderia care o prezentăm noi tot timpul la muzee. Când ați învățat să brodați? De mic copil s-a brodat în casă. Acest prosop de aici am lucrat la 12 ani și l-am lucrat la lampă. Cine v-a învățat? Mama, sora, era obiceiul ca să și brodăm, să toarcem, să țesem, s-a țesut covoare în casă, am țesut pânza în casă. Dar și drag să lucrați sau mai mult a fost o obligație când erați mic? Nu, o pasiune este. Pentru că dacă îți place să faci ceva, iese dintr-o bucățică scoți ceva. Un mileu, o șarfă, o ieșoară de copil, o ieșoară de băiat. Am lucrat și rochie de mireasă, fețe de masă, mileuri, orice se poate lucra. Aveți pe cine să învățați acum să ducă mai departe tradiția? Am participat la Muzeul Satului, se numește Vara pe Uliță, veneau copii și învățau să brodeze. Pleca acum acolo, în Breaza. În Breaza sunt foarte mulți care lucrează, nu este nevoie să învățăm. Peste 4.000 de femei care au pensie de pe lucru care de broderie. Arta casnică Breaza, dar eu nu am nicio legătură cu ei. Ei sunt pe cont propriu. Cam cât se lucrează la oie? Depinde de complexitatea lucrurilor. Și o lună și o lună jumate. La o rochie de mireasă am lucrat 6 luni. Mi-am lucrat și eu costum pentru nunta de aur. Cam 3 luni. Oie, poale, șorți. Multă muncă. Multă. Am lucru, lucrez de peste 53 de ani broderia asta. Costică de la Joldeș, Vorona, Botoșani, de 3 motivuri. Unul ar fi, îl promovez pe Eminescu, că bunicile Eminescu să trag din Joldești, de pe mamă, așa, îmi promovez satul meu Joldești și pe coperta aia din spate, aia mai mici, mai în spate, adică mă promovez ce fac eu. Cu ce vă ocupați? Eu fac căciuli, sunt a 5-a generație și posibil ultima. În familie, poate. Căciul tradițional, românești sau dacici, să zicem. Le fac de la A la Z, adică din pielea din sare până la produs finit, cum vedeți acolo, cum vedeți aici, hai ca să vedeți asta. El pare simplu, dar să știți că e un traseu foarte lung. Din ce materiale se fac? Deci, ar fi pielea, căptușala, tot pielii, și ăsta se cheamă zagara, din lăbuță. Lăbuțele nu își dau voie să se lărgească căciula. De la ce animal? De la miel. Da, miel ăsta micuț. Și de ce spuneți că sunteți ultimul din generație? Dar n-ați mai avut pe cine să învățați? Dar nu se mai prepoartă, că din cauza că lumea înainte lucra pe la câmp, pe la așa, am eu și tractoarele. Și lumea, agricultorul o face cu mașinările mai mult. Și nu mai trebuie. Nu, dar am stat și m-am gândit eu așa și de ce, ce se întâmplă. O parte care ar trebui să poarte nu sunt în țară și care ar trebui să poarte nu are cum că au mașini, să dă jos de mașină, să duce la servici sau unde are treabă, să dă jos și eu chipileau că s-au înfies. Și înainte, na, pleca, ducea un. Erau animale, mai multe, se ducea gunoiul la câmp,
se ducea la păduri omul, erau cu oile, cu vitile pe afară, trebuia căciul, că altfel nu. Că dacă... S-a mai încălzit și vremea. Nu, asta nu știu care e treaba eu cu vremea, că n-am stat încât de vorbă cu cine trebuie. Am înțeles că ați primit și o titulatură mai deosebită. Da, de datorită căciulile astea și cred că am lucrat pe cinstiti, cum ar veni pe românești. Am fost desemnat ezaur roman viu anul acesta pe municipiul Butșani. Este momentul acum să vedem și ce ne rezervă astele. Colega mea, Anda Constantin, ne aduce horoscopul. Anda, suntem cu ochii pe tine. Bună dimineața, haideți să vedem împreună ce ne rezervă astăzi astrele. Berbec, dacă urmează să semnezi niște acte, fii atent la ceea ce citești, pentru că nu este vorba despre o simplă factură, ci de ceva ce ar putea să îți influențeze viitorul. În cazul în care se pune problema unei achiziții, cere sfatul unei persoane avizate. Taur, începi prea multe activități deodată și nu ai timp să le duci la bun sfârșit pe toate. Nu ar strica să dai și colegilor din treburile tale, pentru că riști să ajungi să nu mai vezi din momentul acesta alte acte. Gemeni. O discuție avută la prima oră îți dă o stare de bine. Afli ceva ce te va face să ai toată ziua zâmbetul pe buze. Nu vrei să îi împărtășești cu cei de la birou asta, pentru că este mult prea personal. În cazul ăsta, maschează-ți puțin fericirea. Rac. Ai momente în care visezi cu ochii deschiși, uneori exagerezi și ești dezamăgit că în realitatea nu este așa cum sperai. Cel mai bine ar fi să-ți setezi obiective reale. Leu. Este posibil să realizezi afacerea vieții tale, totuși nu te bucura înainte să fii sigur că este exact așa cum crezi tu. Mai bine aștepți câteva zile pentru a nu avea parte de o dezamăgire. Fecioară. Cunoști pe cineva care o să devină foarte apropiat pe viitor. La prima impresie nu vei fi mulțumit, însă în câteva săptămâni o să ajungi să fii foarte atașat de el sau de ea. Balanță. Te simți foarte bine la locul de muncă pentru că începi să vorbești mai mult cu cei din jur. Vei fi uimit de cât de bine te înțelegi cu ei. Seara o să stai mai mult cu familia. Scorpion. O rudă îți reproșează că în ultima vreme ai fost neatent și nu i-ai băgat în seamă. Vrea chiar și să reușiți să faceți mai multe activități împreună. Săgetător. Dispui de o sumă pe care o poți cheltui la discreție. Poate fi vorba despre o primă sau un comision pe care l-ai obținut și vrei să dai banii pe ceva pentru satisfacția personală. Capricorn. Ești obosit, deși este doar mijlocul săptămânii și tu te simți epuizat. Aștepți cu nerăbdare weekendul ca să îți încarci bateriile. Te gândești serios să pleci din oraș. Vărsător. Planeta dragostei își exercită puterea asupra ta. Vei da dovadă de mult romantism, ba mai mult, vei pregăti ceva special pentru partenerul de viață. Poate fi vorba despre surpriza vieții lui. Pești. Primești foarte multe invitații pentru a ieși în oraș, însă nu vrei să refuzi pe nimeni și habar nu ai pe cine trebuie să alegi. Dacă ești conștient de faptul că vor ieși discuții, mai bine lasă-i pe toți pe altă dată. Horoscopul a ajuns la final, eu sunt Anda Constantin și vă aduc aminte că orice ți-a rezerva astăzi astrele, tu nu uita să zâmbești. Pe curând! Anda Constantin, mulțumim foarte mult pentru informații. În continuare, colegii mei, Bubanu și Pali, vin la Cafe TNT să ne aducă cele mai interesante subiecte din Prahova, Dâmbovița și Buzău. Bineînțeles, comentate în stilul lor unic. Băieți, vă ascultăm! Bună dimineața, salutare Cristi, salutare prieteni, suntem noi, Bubanu și Pali. Bună dimineața. Și mergem la groapa de gunoi, da? Hai la groapa cu furnicii, era eu când eram mai mici. Eu cred că mai durăm, de ce să... Păi nu, mergem să vedem ce se întâmplă, că se pare că, nu știu, e ca o modă, da? După ce am avut problema asta în Ploiești, okay, noi, da. Dar nu știu de ce, totuși, groapa de gunoi în Ploiești a luat foc de două ori. Dar de fiecare dată mirosea doar dimineața și doar seara. Deci dimineața și seara. În timpul zilei nu mirosea. Adică, nu știu, groapa de gunoi, probabil că în zona asta ia foc doar dimineața, odată și încă o dată seara. Fii cu program. Da, e cu program când se dă foc la groapa de gunoi. Vedem acum că e un caz similar undeva prin Dâmbovița, dbonline.ro scrie un nou, atenție, incendiu la groapa de gunoi din Titu. Ard aproape 3 tone de deșeuri. Ars, bun.
Foarte drăguț. Nu e puțin. Ce se întâmplă? Ce? Nu e să zici că... Cine pare de foc? Rup potul astea, da. Foc de unde? De la ora boreală? Nu ești în Arizona, nu ești să te ardă soarele acolo pe deșert, să te bată în cap. Cineva consideră că e mai bine așa, probabil mai profitabil și se aplică tehnica asta de început. Dar noi suntem învățați, noi vorjoleam. Ce au zis? Băi, hai că uite. Trăveam fântânile, vorjoleam, că mai veneau ăștia... Piteam copiii, femeile. Ok, dădeam foc la groapa de gunoi. Pentru stingerea flăcărilor au acționat pompierii detașamentului Titu cu două autospeciale de stingere. Hai să vedem și noi niște imagini așa, două, avem două poze acolo. Cu focul ăla, da. Și o groapă de gunoi care, de fapt, când zici groapă, te gândești la o gaură, la o groapă, undeva, săpată. Da, dar e munte de gunoi. Afară, da, e morman, e groapă. Asta e munte de gunoi. Uite cât e pompierul de mic. Exact. Da? Asta sunt imagini puse la dispoziție de ISU Dâmbovița, după cum bine se vede acolo. Hai să vedem și ce au transmis cei de la ISU. Dâmbovița, intervenție în cazul unui incendiu produs la groapa de gunoi din orașul Titu. Acționează detașamentul de pompieri Titu cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. La sosirea echipajelor de intervenție, acestea au constatat faptul că incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, implicând aproximativ 3 tone de reziduri menajere. Ok, un alt incendiu la groapa de gunoi a orașului Titu s-a produs în noaptea de duminică spre luni. Atunci când nu mai ai unde să-l depozitezi, când probabil lucrurile încep să se complice, cineva aplică tehnica asta, da? Și se le dă seama cam cât gunoi avem, vorbind de 500 de metri pătrați, nu e o suprafață uriașă, enormă, da? Da? Aia, acolo avem 3 tone de reziduri pe 500 de metri pătrați, da? 25 pe 25, ai 3 tone de reziduri, wow! Da, da. Ok. Ia să vedem. Noua distracție a tinerilor din Buzău. Groaza locatarilor. Amenzile curg gârgă. Gârlă. Observăm încă o dată niște asemănări de astea. Deci, odată a luat foc groapa de gunoi din Ploiești în două rânduri deocamdată, da? Să zicem așa. Odată, a doua oară, avem tinerii despre care am vorbit din Ploiești, da, care au fost prinși cu un arsenal efectiv la ei, aveau zeci de kilograme de material de ăsta pirotehnic. Da. Și aruncau din mașină. Așa se distrau ei. Observăm acum că și în Buzău se practică treaba asta. Dar de unde vezi că e o modă? Adică până acum n-a fost... învecinate, practic. N-a fost treaba asta. Adică ei ce fac? Se uită pe TikTok, probabil, se inspiră de acolo, probabil, pe Facebook, pe Instagram, pe ce naiba fac ei de să ia molima asta așa, să se duce molima asta odată. Noua distracție așadar la tineri din Buzău. Hai să vedem. Suntem abia la începutul lunii noiembrie, scriu colegii de la șansanews.ro, însă locuitorii de mai multe cartiere ale Buzăului sunt terorizați deja de zgomotul petardelor. Nu cred aș lua apărarea acestor specii care recur la astfel de gesturi. Bă, dar dacă speciile astea pe care oricum, pe ei nu prea îi duce capul, hai să fim serioși. Da. Ăsta intră în magazine, vede deja rafturile pline de Moș Crăciun. Așa, și zice, zice, pe gata, ta, a venit. A venit, da. Nu știe. Nu știu de unde vede el rafturile pline de material pirotehnic, de unde le cumpără. Aia e șmecherie. Că n-ai voie să le vinzi. Păi nu ai voie să le vinzi fizic. În timpul anului, de când, într-o anumită perioadă... Psihic ai voie. Psihic ai voie să le iei de pe net. Noi am mai arătat în emisiune link-uri, site-uri. Sunt pline site-urile de materiale. Adică nu înțeleg de ce fizic le poți cumpăra doar într-o anumită perioadă foarte bine reglementată. Dar și folosi la fel, că practic ele tehnic se pot folosi doar în seara de Revelion. Da. Pe parcursul la două ore, ceva de gen. Da. Okay. Dar în timpul lui poți recuperi dependent, dar liber, în ce cantități vrei. Și încă o dată întrebăm aici că se pupă chestiile astea două. De ce pe unii lua să-i băgași la pușcărie că au avut niște, i-a prins fizic, da, cu niște de-astea contrafăcute, cum e cazul de am discutat noi de, cu telefoanele alea, cu... foliile alea de protecție, da, pe telefoane, adică o chestie de asta, iar pe net se vând tone, uite că vorbim de tone de material de ăsta contrafăcut. Și ai voie și acolo îi lași. Da? Da. Cum vând ăștia bombe pe net, așa vând și... Da, dar uite că n-avem numele site-ului, dacă tot ne-am luat cu vorba, uite, îi rugăm pe băieți, uite, acopăr tot, ca să nu se vadă numele de site, să nu se vadă... Ca să luăm niște material pirotehnic? Da, da. De ce vrei, cum vrei. Okay. 50 de bucăți, 30 de bucăți, 800 de bucăți, 10.000 de bucăți, adică ne-i oricând, nu e o problemă să-ți cumpere tâmpenile. Hai să vedem cum se distrează ei.
Mai multe grupuri de tineri au fost surprinse în ultimele zile de polițiștii locali în diverse zone ale municipiului Buzău, aruncând petarde aprinse la întâmplare. Distracția lor a generat un real disconfort buzoienilor care locuiesc în preajmă sau a celor care erau pur și simplu în trecere. Cel mai recent caz a fost înregistrat acum o săptămână. Era aproape, da, joi seara, așa, era aproape ora 22 când patru adolescenți cu vârsta de 17 ani tulburau liniștea locuitorilor din centrul orașului aruncând cu petarde. Noroc, se scrie, noroc, cu polițiștii, da. Da, care patrulau în zonă. Și hai să vedem ce zice poliția locală Buzău. Zice așa, în seara zilei de 2 noiembrie 2023, în jurul orei 21:50 de minute, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică al Poliției Locale Buzău, ce efectuau serviciul de patrulare zona pieței Dacia, deci până în centru pe acolo, au reținut, legitimat și condus la sediul Poliției Locale Buzău un grup de patru tineri care tulburau liniștea locuitorilor de pe strada Nipătescu, aruncând cu petarde. Cine tulbură liniștea domnului? Da. Nu am fost noi părinte. Cum ați fost voi? Ați țipat, ați urlat, v-ați dat de-a tumba. Peste cap. Nu a fost un caz singular, se mai scrie. Săptămâna trecută și în celelalte zone ale orașului, inclusiv în parcul Crâng, au fost surprinși tineri teribiliști care aprindeau articole pirotehnice și le aruncau pe jos fără să le pese că pot răni pe cineva. Deci poate, așa înțeleg ei poantele. Dar poate tocmai asta urmăreau. Cum adică fără să le pese? Da, nu. Ei zic că dacă sperie pe cineva, e o distracție uluitoare. E da, maxim ce pot obține. Se poate răi, da. Pentru că deranjau buzoienii, dar și pentru că articolele astea pirotehnice sunt interzise în această perioadă, tinerii au fost duși la sediul poliției locale. În total, 9 adolescenți au fost amendați. Încă o parte din comunicatul poliției locale Buzău de data asta, da? În ultima săptămână, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine și Liniște Publică au depistat 3 grupuri de tineri care se aflau în cartierul Micro 3, strada Pietroasele, în parcul Crâng, în zona Heleșteului și pe platoul Dacia, în timp ce aruncau petarde, tulburând astfel liniștea locuitorilor din zonele respective. Minorii au fost sancționați contravențional în conformitate cu prevederile legii 61 din 91, republicată, cu amendă cuprinsă între 100 și 500 de lei. Foarte puțin. Da. Totodată aceștia au fost predați părinților pe bază de proces verbal. De la Sorin Trifan, de la poliția locală. Da. De acolo sperăm că vor veni și altfel de pedepse care să-i mai potolească. Ce să vină că îți dai seama că ăștia, dacă ies, au ieșit așa, au ieșit din părinți, 90% din cazuri, și părinții sunt la fel de tâmpiți. Și ei ce văd în casă, cu manele, cu toate tâmpeniile alea. Nu sunt atât de ipocrit încât să nu recunosc că în copilărie, în adolescență, nu prea ne mai ocupam de așa. Aveam tur cu carbid, aveam... Păi stai puțin, dar dădeam cu alea, dar nu dădeam să sperii pe cineva. Nu, dădeam corect. Da, că puteam, și... aveam și noi, dar nu dădeam, că noi dacă dădeam cu de-aia, zbura inima din piept ăluia. Nu se speria, se speria până la Sfântul Petru și gata. Dar le foloseam doar în perioada aia acolo de... Asta e. În gară, la Nenea Iancu, mergem în Ploiești să vorbim despre lucruri foarte frumoase. 3 zile de modelism, electronică și mecanică feroviară la Palatul Culturii, scrie actualitatea prahoveană.ro. Pasionații de trenuri vor avea ocazia așadar să bucure timp de 3 zile de o expoziție de modelism și cultură feroviară în Ploiești. N-am mai auzit să mai fi fost astfel de... organizat așa ceva. În gară, la Nenea Iancu, așa se numește, este un eveniment pentru pasionații de astfel de lucruri, organizat de Clubul Feroviar Republica Ploiești, împreună cu Muzeul Județean de Științe Naturii Prahova. Uite, la a patra ediție. Da. Da, este la a patra ediție evenimentul. În gara la Nenea Iancu are loc în perioada 10-12 noiembrie, în sala coloanelor, deci în sala mare. Azi, mâine și poimâine. Da. Și reunește cluburi de modelism, pasionați de modelism, electronică și mecanică feroviară din toată țara, da, nu e doar local. Expoziția este organizată astfel încât să evidențieze atât istoria feroviară, cât și diverse machete, iar în premieră la ediția din acest an, e foarte interesant, va fi prezentată o dioramă Lego funcțională cu tematică mixtă, feroviară și petrolieră. Da, cineva a muncit acolo, cred, și a muncit mult. Vor fi prezentate publicului peste 50 de module ale cluburilor de modelism, peste 150 de linii, metri liniari de șine și trenulețe, garnituri de tren și trenuri în miniatură. Oh, oh. Și afișul este foarte frumos făcut. Da. Afișul evenimentului în gară la Nenea Iancu. Da, o să-l vedem. Este imediat. Interesantă poza asta cu, nu știu cum se cheamă așa, sepie un pic, știi, tenta aia de vintage. Da, poza și nou și vechi. Și trenurile în culori, da. Frumos, bravo, foarte frumos.
Da? Da. Deci e pusă gara acolo, probabil poză făcută când gara de sud era gara de sud. Gara de sud, da. Da. Acum e și gara de sud. Ca să zice, da. E cu de toate. Avem și second hand parcă acolo. Da, nu știu dacă mai e. Mai e? Nu știu. Nu știu. Era, nu știu. Pe vremuri, da. Era. Pe vremuri. Pe acum. Un an, doi, nu știu. Expozanții din acest an sunt CENAFER, Muzeul CFR București, Clubul Feroviar București, Clubul Improvizat București, așa se numește, Clubul ARE Rail din Arad, Asociația de Modelist Tomis Constanța, Team Iașul, Iașul și-a ales nume în engleză, echipa Iașul, SEFBRIC, Club Feroviar Republica Ploiești, pasionați și alți colecționari. Expoziția va putea fi vizitată, cum spuneam, începând de astăzi, vineri, orele 12, da? De la 12 la 18. Păi stai puțin, dar ce scrie aici? De ce e octombrie aici? Că nu înțeleg. Bă, ăsta a fost, e fii atent. Păi și de ce articolul apare acum? Păi acum... Nu, eu cred că e o greșeală. Este o greșeală. Și sâmbătă, pe 11, de la 10 la 18, duminică, de la 10 la 4 și jumătate, au prioritate grupurile școlare programate, da? Tarifele de vizitare a expoziției sunt adulți 6 lei, copii 4 lei, familii 15, grup 1 leu, da. Copii în grup 1 leu, da? Doar vineri cu programare prealabilă împreună cu un cadru didactic. Stai puțin, că vedem imediat dacă este o greșeală sau nu. Articolul este publicat, într-adevăr, în ziarul Actualitatea Pracoveană, pe 30 octombrie. Stai puțin, să văd imediat. Păi nu, articolul e publicat pe 30 octombrie, acțiunea însă, e așa scriu aici, care loc în perioada 10-12 noiembrie. Ia să vedem pe cât a picat 12 octombrie, de exemplu. Da? La asta mă uit eu imediat. 12 octombrie e joi, deci n-are cum să fie duminică 12 octombrie. Duminică este 12 noiembrie. Bun. Da. Am lămurit-o, am verificat-o ca să... E o greșeală în articol. Da. Bun. Haide, mergem la expoziție. Ciu-ciu, ce să mai... normal. Mai ales că ne mai ocupăm și cu trenul de noapte. Știți voi, cei care ne urmăriți. Ciu-ciu 3. Ciu-ciu 3, da. Suntem Bubanu și Pali, Cristi, treia legătura. Bye-bye, prieteni. Bubanu, Pali, mulțumim foarte mult. Doamnelor, domnilor, Start Alert a ajuns la final. Eu sunt Cristi Georgescu și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o zi excelentă în continuare. Pe curând!